Bună ziua, sunt Cristian Nae, sunt curatorul expoziției Proiecție 02, prezentată la Kunsthalle Bega. Este o expoziție de autor, o expoziție a artistului Matei Bejenaru, care în ultimii 10 ani, aș spune, s-a preocupat tot mai intens de cercetarea mediului fotografic. Este un proiect care cumulează, de fapt, rezultatul unor cercetări, spuneam, de durată, nu doar asupra fotografiei ca mijloc de comunicare, ci și asupra istoriei fotografiei, asupra mediului analogic și asupra felului în care fotografia ca obiect este prezentă tot mai, poate tot mai puțin în viețile noastre cotidiene datorită digitalizării, dar devine tot mai importantă pentru ecosistemul artei contemporane. Pe de o parte pentru că construiește nu neapărat o formă de rezistență, aș spune, poate că e mult spus o formă de rezistență, dar cel puțin construiește o alternativă la digitalizarea tot mai accentuată și transformarea în pură informație a imaginii. Pe de altă parte, o formă care se opune precarității imaginii digitale și circulației și distribuției sale în cultura contemporană. Matei Bejenaru este cunoscut îndeosebi pentru intervențiile sale sociale. Ulterior, însă, interesul tău pentru mediul documentar a făcut ca această tranziție să fie cumva firească, pentru că fotografia a fost un instrument conceptual, a fost un instrument de sondare a limitelor mediului, iar în această expoziție am profitat de spațiul Kunsthalle Bega, un spațiu foarte provocator, un spațiu foarte generos totodată, care ne-a forțat să construim fotografia în afara perimetrului pe parietal cu care suntem obișnuiți ca spectatori să o întâlnim și să o privim. Motiv pentru care am încercat să construim o expoziție în care sculptura și fotografia să se întâlnească, obiectul fotografic să devină un obiect cu o prezență spațială, vizibilă, solidă și, în plus, proiecția care ar fi un mediu diafan, efemer, să se materializeze și să devină spectaculară și nu doar spectaculoasă în acest spațiu, să își păstreze caracterul imersiv, caracterul seductiv al imaginii, dar în același timp să devină un subiect al analizei lucide, critice. Iar acest proiect este un proiect care vorbește despre subiectul reprezentării, despre proiecție ca modalitate de a vedea lumea și de a privi realitatea înconjurătoare, despre fotografie ca o formă de codificare a realității, o construcție a realității și nu doar o simplă amprentă sau urmă fizică a realității prin intermediul luminii pe suprafață fotosensibilă. Matei Bejenaru a vrut să aducă toate aceste teme în atenție publică, să vorbească și despre istoria personală, a relației sale cu tehnologia analogică, dar în același timp și să creeze și un fel de memorie colectivă a aparaturii care a stat la baza acestui mod acum poate desuet de producție a imaginii tehnice, folosind imagini negativ, întâlnim imagini negativ în această expoziție, care păstrează această latență, această potențialitate a acestor aparate de a deveni din nou utile, de a reveni la viață, de a nu rămâne într-o memorie oarecare undeva, într-un trecut care nu mai are nicio legătură cu lumea de astăzi. Și cred că mai e un lucru important de spus la întrebarea de ce ar fi important un asemenea subiect astăzi, când poate întâlnim alte crize sociale și politice care ar fi urgent de explorat de către artiști. Pentru că este un rezultat al unei cercetări artistice care vorbește poate în mod subtil despre politica privirii,
despre felul în care această tehnologie ne condiționează modul de a vedea lumea din jurul nostru, despre limitările sale, despre istoria sa îndelungată cu rădăcini în raționalismul de tip renascentist, iluminist. Sunt elemente care sugerează acest lucru în expoziție. Am vrut să recreăm, pe de-o parte, în manieră evocativă, subtilă, aparate tehnologice ale secolului al XIX-lea, apoi poate modalități de vizualizare care să pot fi și mai îndepărtate în timp mergând până la camera obscură, și toate acestea să creeze un dialog între ele pentru a evoca, de fapt, fascinația în fața imaginii proiectate de-a lungul vremii. Astăzi ne aflăm într-o lume în care această imersivitate se produce digital, suntem în logica streamingului și totuși imaginea continuă să fie probabil mijlocul cel mai important pentru a modifica, de fapt, conștiința publică. Are o funcție extrem de importantă în societate și să nu uităm, continuăm să fim seduși de imagini. Nu, seducția imaginii nu s-a pierdut, s-a pierdut poate doar acest mod foarte personal de a vedea imaginile analogice, care au proprietățile lor, au frumusețea lor, au materialitatea lor, au capacitatea de a oferi o informație mai bogată despre lumea pe care o vedem în același timp. Propun și experiențe estetice pe scurt, diferite, și pe care am vrut să le oferim publicului Kunsthalle Begga cu această expoziție.